Da, ne-am întors să ne continuăm discuția din această dimineață. Spuneam că într-un sfârșit o să ajungem și la discuția legată de PSD și ce se întâmplă acolo în curtea PSD-ului. E un articol în pagina 5 din Obiectiv care vorbește despre Coman, primarul de Fălticeni, cel mai probabil viitorul șef al PSD Suceava. Ia n-auzi. Hai să vedem ce spun cei de la Obiectiv. Organizația județeană a PSD Suceava nu e condusă acum de nimeni. După alegerile de acum o săptămână în care Cătălin Nechifor, actualul șef al organizației, nu a adunat voturile necesare pentru a primi un nou mandat la conducerea Consiliului Județean, au început crunte lupte intestine pentru preluarea organizației. Am relatat în ediția precedentă a ziarului nostru faptul că la sfârșitul săptămânii trecute a avut o întâlnire între mai mulți lideri ai PSD Suceava, ședință în care au curs reproșurile și cererile de demisie. PSD-iștii suceveni nu au făcut nimic altceva decât să se certe, reușind să cadă de acord asupra unui singur lucru. Nechifor trebuie să plece. Asta la vista, baby. Neavând însă un lider autentic care să reușească să se facă ascultat de toată lumea, toate grupările din partid au încercat și încearcă încă să arunce vina pentru eșec în cârca celorlalți și să-și impună cumva favoriții la conducerea organizației. Hai să-l împărând așa. Senatorul decât Ovidiu Donțu a arătat cu degetul de majoritatea PSD-iștilor pentru eșecul usturător în campania pentru primăria Sucevei și a dat demisia din funcția de președinte al organizației municipale, dar se reproșează că a fost doar un gest de fațadă. Pentru că de ce? Pentru că l-a pus acolo, în locul său, pe fotoliul de președinte, pe candidatul de Tiberius Brădățan, personaj foarte apropiat de Donțu, PSD-iștii considerând probabil pe bună dreptate că tot senatorul conduce respectiv organizație. Se vorbea în campanie de faptul că, de fapt, dacă va ieși Tiberius Brădățan primar, nu o să fie el primarul și o să fie Donțu primar. Despre ce vorbim aici? Mergem mai departe. Unde cei mai vocali contestatari ai săi, Dan Cușnir, vicepreședintele organizației respective, alături de experimentatul deputat Ion Stan, consideră că frâile la municipiu ar trebui preluate urgent de altcineva. Oratorul s-a trezit de la Fălticeni. Nicolae Bereanu, maică și el, prietenul cu lui Ioan Manole, omul cu vermurelul, sau cum e, nu, parcă așa ceva, nu spuneam Ioan Manole, ca să citesc din Manole. Nici senatorul Bereanu nu a scăpat de reproșurile colegilor săi, PSD obținând în zona pe care o coordonează acesta cu 13.000 de voturi mai puțin decât obținuse în 2012. Bă, dar, na, acum, nu vreau să iau o părere, că nu iau. Dar nu te poți raporta. În 2012 a fost cu totul și cu totul și cu totul altceva. Așa că orice încercare acestea de a dirija discuțiile despre un viitor șef al organizației județene a fost anihilată din start. Adică nici nu am putut să spună și o închis gura. S-a terminat. Evident că foarte așteptată de toți este demisia actualului președinte al președinților suceveni, Cătălin Nichifor, Doru Sârghi. Iarăși, un personaj interesant, dacă nu altfel, considerat omul de casa lui Nichifor și nu numai, a încercat în ședința de vineri să găsească alți vinovați pentru eșecul șefului său. Cum toată lumea știe că Nichifor este cel care coordona campania și că declarația și apariția sa au determinat în proporție de 100% înfrângerea de duminica trecută, zbaterile lui Sârghi au fost neluate în seamă. Și după aia a apărut numele Coman. Da. De ce? Foarte interesant. Nu ți se pare da, nu e, noi am tot discutat despre PSD și ce se întâmplă la PSD și înainte de campania electorală și în timpul campaniei electorale și s-a demonstrat încă o dată, sau cifrele demonstrează că nu am greșit foarte mult. În sensul că PSD Suceava a avut o mare problemă, organizația județeană în special cu primarii PSD, care, într-un fel sau altul, s-au considerat nedreptățiți, nemulțumiți, au fost nemulțumiți de relația pe care au avut-o cu Consiliul Județean, relația pe care au avut-o cu președintele PSD, dovadă fiind rezultatele pe care le-au obținut ei la vot și votul politic la Consiliul Județean. Avem multe cazuri, mai ales în localitățile, știu eu, unde primarii au trecut la PSD prin ordonanța Dragnea, unde primarii au avut peste 60% sprijin popular, iar la Consiliul Județean PSD nu a reușit să treacă nici pragul de 50%. Spuneam, nemulțumirile din PSD erau arhi cunoscute, nu se dorea o recunoaștere acestui fapt, pentru că era într-un moment electoral neprielnic pentru, știu eu, o bătălie lămuritoare în această perioadă, ca să nu mai spunem că și la nivel național lucrurile stau destul de greu pentru, știu eu, o organizație care își dorește liniștea ca să poată construi. Pe de o parte am vorbit despre
despre relația dintre odată dintre președintele Consiliului Județean, dintre Consiliul Județean și primarii PSD, care clar era tensionată și rezultatele ne-au arătat că primarii nu s-au mai identificat sau nu au mai sprijinit această soluție la Consiliul Județean. Apoi a mai fost o greșeală extrem de mare, consider eu, strategică a PSD, care în această campanie s-a luptat cu Gheorghe Flutur, nu cu PNL, dezavantajos total pentru PSD, iar cineva, este normal, trebuie să-și asume această strategie, pentru că este perdantă. Chiar dacă cineva va fi găsit? Nu, asta nu e problema noastră. Da, asta deja nu mai este problema noastră. Dar pentru PSD-iștii care se uită la noi, ei știu despre ce vorbim. Da? Pentru că unii dintre ei chiar aveau șanse mai mari sau ar fi putut să aibă alte rezultate, dacă ar fi fost ajutați de la nivelul organizației județene. Apoi, să nu uităm că despre conflictul, pentru că așa l-am interpretat eu, dintre organizația județeană și organizația municipiului Suceava, am tot discutat și am observat tot felul de acțiuni care s-au întâmplat înainte de campania de la locale, când marile întâlniri ale Sucevei s-au organizat, nu mai știu eu pe unde, la Poiana Stampei sau mai știu pe unde, dar au ieșit din Suceava. Să nu uităm că acțiunea de lansare a candidaților s-a amânat până în ultimul moment, în rest s-au făcut tot felul de lansări de candidați pe la Rădăuți, Vatra Dornei, Siret, Cașvana și așa mai departe, ocolindu-se municipiul Suceava. Asta dacă discutăm despre ce s-a întâmplat la nivelul organizației județene. Apoi, la organizația locală am discutat foarte mult, inclusiv aici, despre alegerea candidatului, despre tot felul de negocieri avute, despre posibilitatea ca domnul Băieșanu să fie candidatul comun și așa mai departe, despre întârzierea momentului desemnării, despre greșelile evidente care s-au făcut la organizația locală, odată cu listele electorale întoarse, s-a ajuns în instanță și așa mai departe. Posibilitatea reală la un moment dat ca PSD să nu aibă candidați la Suceava. În ultima instanță, abia PSD a reușit să-și mențină în cursa electorală candidatul de primar și candidații la Consiliul Local. Lucruri evidente pentru toți, care au generat probleme membrilor, candidaților PSD. Că este vremea, știu eu, analizelor și a soluțiilor, contează mai în primul rând pentru PSD. Dacă vor să aibă rezultate în toamnă, acum este momentul în care să se replieze, să tragă concluziile necesare și să facă pasul mai departe. Ce este interesant? Din punctul meu de vedere, domnul Donțu, care trebuie să recunosc în ochii mei a crescut, a ridicat extrem de mult ștacheta. În momentul în care, imediat după alegere, a venit și și-a dat demisia din funcția de președinte al organizației locale și de fațadă, cum spun colegii de la Obiectiv, a ridicat la un anumit nivel tonul discuțiilor. Și a spus, domnilor, eu îmi recunosc înfrângerea și mă recunosc drept vinovat pentru rezultatul alegerilor la organizația locală. Dar de fapt el ce a pierdut? A avut PSD primar la Suceava ca să-l piardă? Nu. A avut, știu eu, majoritate în Consiliul Local pe care să o piardă? Nu. Au fost teoretice șanse de a câștiga primăria. Doar atât. Da, dar și-a asumat un candidat care trebuia să facă Da. Pentru acest lucru, domnul Donțu spune, domnule, am greșit, îmi asum rezultatul, am greșit și îmi dau demisia. Numai puțin. Și mai plecăm și la premiza că el a fost veșnicul candidat întotdeauna. Așa, ok. 2012. Dar de ce spun? În momentul în care s-a dovedit a fi politician, în momentul în care a spus da, eu pentru rezultatele acestea, care sunt la nivelul ăsta, mă dau deoparte. Ce trebuia să înțelegem de acolo? Că același gest trebuia să-l facă cel care a pierdut în realitate alegerile. Marele perdant al alegerilor din județul Suceava este domnul Nechifor. Dumnealui a fost președinte de Consiliul Județean și a pierdut președinția Consiliului Județean, majoritatea în Consiliul Local Suceava. A fost practic șahudat de domnul Donțu, colegului său de generație măcar și de partid, domnul Nechifor, pe această temă. A încercat o repriere domnul Nechifor să ne explice că el de fapt a câștigat mai mulți primari.
mari, că nu știu ce și nu știu cum. Ne demonstrează discuțiile din PSD că acest lucru nu a contat, nu contează. În realitate, miza cea mai importantă pe care a avut-o Suceava, PSD Suceava la aceste alegeri, a fost Consiliul Județean și președinția Consiliului Județean. Amândouă obiectivele fiind pierdute. Acum, haideți să vedem într-adevăr și colegii noștri de la Obiectiv, într-adevăr, ne prezintă situația așa cum ar fi normal să fie prezentată. După o analiză știm și noi, dacă și colegii de la Obiectiv, că au avut loc tot felul de întâlniri între liderii importanți ai PSD la sfârșitul acesta de săptămână. Bănuim ce s-a discutat. Mulți dintre noi avem tot felul de surse de acolo și colegii noștri de la Obiectiv tot pe surse au obținut asemenea informații și noi mai știm ce ne-au spus sursele noastre, ca să spun, despre asemenea discuție. Ce este clar, conflictul pe care îl vedeam la nivelul Consiliului Județean între, să spunem, tabăra Nechifor și grupul de la Fălticeni, așa numitul grup de la Fălticeni, extrem de întărit după aceste alegeri. Acest conflict este vizibil acum și este în plină desfășurare. Îmi spunea cineva la un moment dat din PSD că îi mulțumește lui Dumnezeu că nu a avut PSD posibilitatea să negocieze cu ALDE sau cu altcineva pentru președinția partidului, că probabil partidul s-ar fi rupt în două, că în mod clar erau cel puțin doi candidați de la PSD pentru așa ceva. E bine, lucrurile stau de așa natură încât PSD nu mai poate aspira la... Mai punând, dacă era vorba de ALDE, era și al treilea. Da, ca să nu mai spunem că era și al treilea acolo, da? Și probabil soluția pentru multe tabere. Da, contează mai puțin. Ideea e că cei mai întăriți din acest scrutin au ieșit PSD, cei din PSD din zona Fălticeni, unde, într-adevăr, domnul Coman din mai multe motive. Putem discuta despre ce au făcut liberalii, spre exemplu, la Fălticeni, de s-a ajuns într-o asemenea situație. În orice caz, să obții aproape 80% sprijin din partea unei comunități pe de o parte și 15 consilieri din 19 sau din 19 sau din 17, din 19. Cred nu mai contează. Deci nu mai contează. Nici nu știu. Sunt parcă, știu că sunt 2 și 2 acolo. Atunci din 19. Da. Că sunt 19 consilieri, să obții 15 consilieri și sprijin de aproape 80% sau peste 80%, ceva de genul ăsta, la primărie, înseamnă o legitimare, dacă ne referim la declarația domnului Băieșanu. Și atunci este singurul din acest punct de vedere care poate emite pretenții, inclusiv la conducerea organizației județene. De ce nu? Că vorbim despre domnul Stan, care este prezentat în diverse medii, ca marele sforar, ca om, nu, sforar îmi sună urât, ca omul care negociază diverse lucruri. La urmă, este politician. Nu? E bine, a demonstrat dacă, într-adevăr, dumnealui este cel care a sprijinit, știu eu, candidații din zona Fălticeni, a avut un mare succes în această perioadă, care trebuie recunoscut în raport sau în relația cu colegii săi din Suceava sau în zona de munte. Deci, din acest punct de vedere, discutăm. Restul nu ne interesează. Nu ne raportăm la ce s-a întâmplat între ei și celelalte partide. Bineînțeles. În partid, dumnealui stă cel mai bine. Și dacă acesta este criteriul principal, rezultatul la vot, dumnealui va putea spune la un moment dat cine ar fi mai bine să fie președinte pe de o parte, organizația județeană. Pe de altă parte, să știi că nu-i de neluat în seamă și faptul că acolo întâmplarea numită cine va fi președinte de după este una foarte complicată. Pentru că, inclusiv PSD-iștii, eu știu, vorbind de Stan și vorbind de Cătălin Coman, de la Fălticeni, e perfect adevărat faptul că la Fălticeni Coman a dovedit, a făcut și așa mai departe. E greu de spus cum va reuși Coman să transmită un mesaj, unitate și așa mai departe în condițiile unui eventual președinte al PSD Suceava și către celelalte zone. Atunci ar trebui să ne îndreptăm atenția și spre ce se întâmplă. La fel și Stan, pentru că discuțiile dinainte, spre exemplu, tot pe surse venite și tot din zona lor, erau tocmai motivate de faptul că dacă Ioan Stan este recunoscut ca fiind un lider de facto, să spunem, al zonei Fălticeni, și asta dovedește clar cu cele 4 mandate pe care le are acolo în zonă de deputat, e greu de spus, era și atunci la vremea respectivă greu de spus cum reușea el sau nu reușea mai degrabă să transmită și în celelalte zone povestea asta. E iarăși foarte complicat de spus cine va fi următorul președinte. Eu însă aș spune următorul lucru. Ceea ce e de neluat
ce ar trebui luat în seamă dacă vorbim de oameni. Eu cred că la modul, la întorcându-ne în timp, la anul când Nechefor câștiga președinția PSD-ului și îl detrona acolo pe cel care l-a făcut om în politică, e vorba de Gavril Mârza, că știi cum e vorba de duh pe care o spune Stan, fie roata și pătrată, tot să mai învârte odată, e valabilă inclusiv sau mai ales în politică. Cu ce mână dai, cam de regulă cu aia ei, da. Știi? Dacă Mârza, spre exemplu, de-a lungul timpului, dând așa, ea a ajuns lider de facto tăindu-i craca de sub picioare lui Băncescu, pe atunci președintele PSD, cel care ființase filiala Suceava, la fel l-a făcut și Cătălin Nechifor, a tăiat și el craca lui Gavril Mârza, amândoi, și unul și celălalt plecau din poziția de prim vicepreședinte a celuilalt. Și acum auzim zgomote de fierăstrău, nu? Auzim zgomote de fierăstrău. Întrebarea este cine cui taie, pentru că... Cui știm, da? Da? Cui știm. Dar cine o taie mai vârtos? Știm pe cineva de care nu se vorbește, dar care are abilitatea. Și vorbim de Beje. Nu uitați de Beje. Beje Nariu a fost challengerul, cel care a luptat împotriva lui Cătălin Nechifor și cel care a pierdut la vremea respectivă președinția PSD-ului. E posibilă o revenire a lui Beje, un Beje care poate, știu și eu, habar n-am, dacă ar sta mai mult prin Suceava, ar putea sau nu să coaguleze ceea ce înseamnă PSD-ul. Cert este că e mare, mare luptă. Da, PSD-ul a ajuns, din păcate, pe mâna unui Sârghi, PSD-ul a ajuns, din păcate, pe mâna unor sforari, să spunem așa, care n-au făcut bine partidului și asta s-a cunoscut. S-a văzut în alegeri, un act de demnitate cu siguranță este așteptat sau încă este așteptat, era de așteptat de la președintele organizației județene, care să recunoască. L-am văzut și eu într-o intervenție pe un site de socializare și spunea ceva de genul: toată lumea privește ca pe un eșec, de fapt noi am câștigat și așa mai departe, raportându-se la numărul de primari. Nu, domnule Nechifor. Votul politic este cel care decide și votul politic nu e raportat la numărul de primari, ci la numărul, la procentele pe care le obțineți la Consiliul Județean. Așa se mănâncă politica. Așa o știe toată lumea, cei care cât de cât se vârf pe lângă politică sau cei care fac politică. Așa se face politica. Și ca un gest de demnitate, probabil că ați ratat să luați autobuzul către demnitate și să demonstrați colegilor dumneavoastră că ceea ce ați putea face în favoarea dumneavoastră să ieșiți onorabil ar fi fost să vă dați demisia. Pentru că asta ar fi fost. Nu fac nici mimi să je m-am fiș. Dacă vrei părerea mea personală, ca și acolo. Politician, stai acolo și nu te mișca. Stai acolo și nu te mișca. Adică stai că stai bine, frate, că e măcar minunat. Până la toamnă. Măcar și păstrează și pe sări. Adică păstrează echipa. Totul până la toamnă e super, frate, dar n-ai văzut. Ideea este însă că nu știu ce se va întâmpla acolo. Mai mult decât atât, nici măcar nu mă interesează. Ba, din contra, spun eu, atâță-i, știi? Și fă ce-i de făcut acolo, pentru că ne-au lăsat pe noi, pe mine, pe dumneavoastră, pe noi, în general, discutând generic despre cetățeanul Suceava, l-au lăsat pe cetățeanul Sucevei fără investiții, l-au lăsat fără a face nimic, nu ne-au lăsat în urmă cu 4 ani. Din păcate, ne-am dus în urmă cu mult mai mulți ani. Puteam fi pe repede înainte, nu s-a întâmplat nimic în Suceava asta și pentru asta au plătit. Pentru asta au plătit politic. Acum, și vor plăti în continuare. Referitor la PSD, este extrem de important ce se întâmplă în viitor apropiat, mai ales la organizația Suceava, organizația locală Suceava, pentru că, da, odată cu demisia domnului Donțu, lucrurile se întâmplă accelerat, da, vor trebui să aibă și ei alegeri, să desemneze un lider și așa mai departe. Pe de altă parte, dacă vorbim despre ce se întâmplă la nivelul organizației județene, am lăsat în mod intenționat la urmă discuția, de altfel colegii noștri la Obiectiv nici nu au punctat-o, cu privire la influența pe care o va avea în viitor la organizația județeană și Rădăuții. Pentru că, să nu uităm, la Rădăuți PSD și candidatul PSD au câștigat alegerile în condițiile în care au avut competitori extrem de importanți și, de asemenea... Ca valoare și ca număr. Ca, știu eu, competiție politică. Corect, în competiție corect. Politică, Rădăuți, PSD Rădăuți a demonstrat o maturitate politică peste medie, ca să spun așa, da? În condițiile în care, dacă ne uităm acum pe cifre, vedem că o dreaptă unită
ar fi putut depăși 60% din opțiunile electoratului. Ei bine, în aceste condiții, PSD a reușit să scoată primar și cele mai multe mandate în Consiliul Local. Și dacă până acum prezența la conducerea organizației județene era mai degrabă discretă decât una care să, știu eu, să își impună decizii, de această dată cred că și PSD Rădăuți va avea posibilitatea să aibă un cuvânt important în viața, știu eu, organizației județene, altfel decât s-a întâmplat până acum, alături de organizația din Fălticeni. Dar când discutăm despre politică, vorbim despre negociere, vorbim despre compromisuri, vom vedea. Ceea ce este de remarcat, că se întâmplă lucruri la PSD și în funcție de cum își vor rezolva cei de acolo problemele, vom avea pregătită scena pentru următoarea mare confruntare electorală, cea din toamnă. Va fi foarte interesant să mergem un pic și în Craiova. Am cel puțin un titlu interesant. E vorba de o solicitare pe care o face, o interpelare pe care o face Ioan Bălan, deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, vicepremierului Vasile Dâncu. Îi solicită date concrete despre proiectele aprobate în județul Suceava prin PNL și spune domnia sa, am aflat că în 27 aprilie s-au aprobat 116 proiecte de 374 de milioane de lei. Unde a găsit această informație? Ioan Bălan, evident, pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării. Pe 27 aprilie 2016 au fost aprobate prin ordine al Ministrului pentru județul Suceava 116 proiecte prin PNL în valoare de aproape 374 de milioane de lei. Bălan a spus că este de apreciat numărul mare de proiecte aprobate pentru județul Suceava, ținând cont de nevoia de investiții acestui județ, mai ales în domeniul educației și al sănătății. Totuși, deputatul Ioan Bălan îi cere lui Vasile Dâncu, în spiritul transparenței activității Ministerului, să publice pe site-ul Ministerului termenele de execuție aprobate, depășirile de termene, denumirea constructorului și perioada de garanție a lucrărilor. Mai mult, Bălan îi cere Ministrului să precizeze valoarea proiectelor din județul Suceava, care încă nu au fost aprobate pentru finanțare prin PNDL și care ar fi estimarea de finanțare a proiectelor pentru a doua parte a anului 2016. E vorba de transparență, se cere transparență, care sunt proiectele, despre ce vorbim, termene și așa mai departe, pentru că, într-adevăr, ar trebui să le știm, să nu plecăm de la premisa că Vasile Dâncu a întins o mână, Vasile Dâncu cu rădăcini în PSD a întins o mână pe 27 aprilie primarilor, sau mă rog, de o anume culoare politică. Ar fi de preferat să nu fi făcut asta, cu toate că eu nu cred că s-a întâmplat așa. Avem o atenționare de ploi abundente, instabilitate atmosferică accentuată până mâine seară. De ieri la amiază, noi nu suntem neapărat în această zonă de atenționare, dar de duminică la ora 12 până marți la ora 21, informarea privește întreaga țară și se referă la fenomene precum instabilitatea atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ. Instabilitatea va fi accentuată mai ales în nord-vestul și vestul țării, precum și în zona Carpaților occidentali și meridional și a dealurilor aferente, unde cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, mai ales la munte 50 de litri pe metru pătrat. Vor fi averse frecvente, descărcări electrice, intensificarea vântului ce vor lua aspect și de vijelie, precum și căderi de grindină. Spuneam o atenționare meteo de ieri de la 12 până mâine seară la ora 21, după care spun cei de la meteo că va veni și vremea frumoasă, sau veni valul de căldură care va aduce temperaturi în jurul a 30 de grade. Temperaturile, evident, diurne. Dacă va fi așa sau nu, vom vedea. În materie de prognoze meteo, am un amic care m-a avertizat că urmează un val de căldură într-o joi după amiază, undeva între 13 și 15 august. Ideea nu știa exact care, dar atunci vine valul, trece valul, așa, și să ne obișnim să ne pregătim pentru valul de căldură ce va urma. Cert este că pe timp noaptea, dacă pentru cei cu centrale termice de apartament pe gaz, dacă depinde de temperatura pe care ați setat-o pe timp de iarnă, dar se întâmplă ca centralele să pornească, ceea
ceea ce spune foarte clar că, ceea ce spune foarte clar că este rece, că este frig afară și este justificat ca centralele să pornească. Vom vedea ce se va întâmpla. Sperăm doar ca temperaturile să nu creeze probleme, pentru că nu prea nu prea avem nevoie. Avem suficiente, probabil că n-am avea nevoie și de așa ceva. Uite aici, în Crimea, statuia unui soldat înarmat celebrează anexarea rusească. Bill Gates crede că puii, nu computerele, pot pune capăt sărăciei. Un american care evadase acum 48 de ani a fost prins în urma unei greșeli copilărești. Ce-a făcut, frate? Ci că m-am urcat într-un camion și am fugit. Până să-și dea seama gardien, eram deja la aeroportul de la Tantra, gata să iau avionul. Erau mult mai puține controle. A înaintat o cerere de indemnizație cu adevărată sa identitate. 9 mai, doi agenți l-au arestat acasă, iar fostul deținut nu a pus nicio rezistență. A luat cu el doar niște medicamente și câteva lucruri. Băi, deci cum se face? 71 de ani are acum. După 48 de ani, când a reușit să fenteze autoritățile, a comis-o. A folosit numele real, epavă plină cu monezi de aur descoperită în deșertul namibian, orice se poate acolo. Cuvântul snob își are originea în Anglia anilor, sau mă rog, al secolului al XVIII-lea. Cam atât, dragii mei, ne-am apropiat de sfârșit de emisiune. Mulțumesc, Dorin, pentru prezența. Și vă mulțumesc, să le dorim succes copiilor care încep astăzi bacalaureatul. Doamne ajută, ne vedem dimineață, sper, cu subiecte la fel de interesante, cel puțin la fel de interesante pentru să sperăm că o să avem subiecte. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați stat alături de noi. Baftă, într-adevăr, copiilor, baftă multă, că au nevoie. Baftă și părinților, pentru că ei sunt acolo pregătiți, înfierbântați alături de copii și de examene de BAC. Să aveți parte de o zi frumoasă, chiar dacă e o zi tristă prin prisma vremii și a vremurilor, dar a vremii în special, vremea cu temperaturi de 17-18 grade maxima, minima în jur de 10-11, ploi, spuneam, suntem sub o atenționare meteo, vremea de dimineață era posomorâtă, cu un picuț de burniță și probabil că așa va fi pe tot parcursul zilei de astăzi, așa că faceți-vă picăturile oculare, chiar dacă vremea e așa, faceți-vă, pentru că merită, vara va veni, cândva, probabil într-o joi, dacă ar fi să ne luăm după predicția prietenului, colegului nostru Florin, nu? Într-o joi undeva în luna august, se pare însă că vine mai repede, temperaturi de 30 de grade undeva pe weekend. Va fi sau nu va fi? Vom vedea. To be or not to be. Să aveți o zi fabuloasă. Ne vedem mâine tot aici. Rămâneți cu programele Bucovina TV. Să fiți frumoși, să fiți la fel. Nu uitați, luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ, cu mine, Dorel. La revedere!